Omul cheie din dosarele deputatului Aurel Bălășoiu a fost audiat la parchetul general. Călugărul spune că le va prezenta închetatorilor toate probele adunate până acum. Te dovezi. Ce știu eu, el știe de 10 ori mai mult, așa că ați văzut, dacă urmăriți pagina mea de Facebook, eu am mai multe înregistrări, video, audio, poze, în care se vede clar că eu eram acolo printre ei și ei erau printre mine, sau eu mă aflam printre ei, și diacon, și preot, și protosinghel, și arhimandrit. Și când aveam 19 ani, fiind dat afară de la facultate, prima mea idee a fost să mă prezint la un erar, să mă ajute, și m-am dus la înaltul Teodosie, la Constanța, pentru că el era, da, e cineva, e vedetă și dumnealui. Și prima lui întrebare care mi-a adresat-o în cadrul Sfintei Spovedanii a fost: tu cum te autosatisfaci? Aveam 19 ani, nici măcar nu mi-am început să merg eu viața sexuală. Eram la întâi de facultate. Și zic, mă iertați, dar ce înseamnă cum să satisfaci? Un copil simplu de la țară. Și zice, da, cum faci? Faci asta? N-am, orice adolescent încearcă și el, măcar, nu cu femei, dar măcar un păcat mai mic tot face. Nu este răzbunare, că dacă era răzbunare... Sau lupta dumneavoastră pentru a scoate adevărul la iveală? Da, este o luptă, dar nu mi-am făcut un ideal din aceasta, ci toate au venit de la sine. De aceea, înainte de a merge la parchetul Curții de Apel Constanța de a face acel denunț, credeți-mă că n-am dormit toată noaptea, n-am putut dormi, am stat, m-am gândit, m-am sfătuit și spre dimineață aveam de gând să nu mai merg, pentru că știam ce înseamnă un asemenea scandal. Și mă gândeam și la acest tânăr, va recunoaște, nu va recunoaște, dar probabil era destul de consistent și atunci nu prea mai avea el. Și procurorul mi-a dat asigurare, a zis că orică recunoaște, orică nu recunoaște din probele pe care eu le am aici și le văd, plângerea lui și declarația lui nici nu mai trebuie așa, pentru că sunt infracțiuni care se pun în mișcare din autosesizare. Vor mai cădea și alte capete în urma dovezilor pe care le-ați depus? Așa ar trebui. Așa ar trebui. Sunt aceste capete din Biserica Ortodoxă Română? Da, din Biserica Ortodoxă Română. Și mergem chiar acum la Talida Trofin. Colega mea vine cu noi informații din acest caz. Te ascultăm, Talida. Bun găsit, Cristina, l-ați ascultat mai devreme pe omul cheie din aceste dosare, pentru că este audiat în ambele dosare deschise. Vorbim despre falsul călugăr. Inițial, așa cum vă spuneam, a fost deschis un dosar pentru act sexual cu minori după ce procurorii s-au autosesizat și ulterior, iată, a fost deschis și cel de-al doilea dosar pentru viol în urma unei plângeri. Falsul călugăr, pe numele său Cristi Călin, spune că nu el este inițiatorul acestei plângeri și a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă astăzi, după ce a intrat aici pe ușa parchetului general și a fost audiat timp de o oră de procurori. Acesta ne-a spus, așa cum ați ascultat, că vor cădea mai multe capete, unele dintre ele chiar din Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, telefoanele sale au fost reținute de procurori. Din cele spuse de el, procurorii i-ar fi sugerat să-și schimbe numărul de telefon și, așa cum vă spuneam, să lase telefoanele aici pentru siguranța probelor. De asemenea, spune că băiatul care apare în filmulețele alături de Bălășoiu, de deputatul Aurel Bălășoiu, minte că acesta este sub influența fricii în acest moment și că audierile vor fi denaturate de această frică pe care o simte Cristian. El este în aceste momente aici, la parchetul general, a sosit în urmă cu doar câteva clipe, nu a dorit să facă declarații suplimentare, însă seara trecută, așa cum ați ascultat și dumneavoastră, acesta a negat tot ceea ce a spus falsul călugăr, a spus că este un impostor, că minte în totalitate, că el este hetero și că doar a dormit în imaginile pe care le-ați văzut, că era într-adevăr dezbrăcat pe canapea alături de Bălășoiu, însă nu s-a întâmplat nimic în seara respectivă. De asemenea, acesta a mai adăugat, pentru că au fost vehiculate două mari nume din Biserica Ortodoxă Română. Vorbim despre înaltul Teodosie și, de asemenea, vorbim și despre Visarion de Tulcea. Tânărul Cristi a spus că are o relație nu foarte apropiată cu înaltul Teodosie, că a schimbat abia două vorbe și, în
în legătură cu Visarion de Tulcea, spune că are o relație tată-fiu. Culmea, acest bărbat, înaltul sau falsul călugăr, mai bine spus, are și el legături cu aceștia, întrucât a fost implicat în două scandaluri. Rămânem aici la audier, la parchetul general. Din moment în moment, Cristi va ieși și vom vedea dacă va avea ceva de declarat în acest caz. Talida, mulțumim foarte mult. Bărbatul filmat în timp ce se afla dezbrăcat în pat cu deputatul Aurel Bălășoiu a fost audiat și acesta de către procurorii de la parchetul general. Vedem imagini de acolo. Ai fost audiat? Ai întreținut relații sexuale cu deputatul? Ai fost abuzat sexual? Mai mult decât atât, anchetatorii au deja acces la înregistrările video, dar și la fotografii, dar și la schimbul de mesaje dintre parlamentar și falsul călugăr. Asta după ce procurorii au deschis două dosare penale pentru sex cu minor și viol. Mergem chiar acum la Georgiana Murgilă, vine cu detalii despre acest lucru. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit, dar în cele două dosare la acest moment se fac cercetări în rem, adică față de faptă și nu față de persoană, pentru că Aurel Bălășoiu încă nu a fost pus sub acuzare și nici nu pot procurorii să facă acest lucru până când nu se va cere ridicarea imunității parlamentare. E bine, s-a făcut o percheziție informatică. Practic, procurorii au descărcat întreg conținutul din telefoanele falsului călugăr. Vorbim despre înregistrări audio, video, de asemenea conversații și poze care acum se află pe masa anchetatorilor și sunt analizate de către procurori în lumina celor două dosare penale, unul de sex cu minor și celălalt de viol. Ei bine, cel al doilea ar fi fost deschis de către procurorii parchetului de general după o plângere prealabilă în acest sens. Așadar, vedem cine este persoana care îl acuză pe deputatul Aurel Bălășoiu de această infracțiune. Mai mult decât atât, vor să vadă anchetatorii în conținutul telefonului falsului călugăr dacă există vreo probă cum că deputatul Aurel Bălășoiu ar fi întreținut relații sexuale cu un minor, așa cum a fost deschis acest dosar. Iată, e vorba despre sesizarea parchetului după ce au fost analizate informațiile din spațiul public.